va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Haideți să ocupăm locurile. Am să vorbesc în această seară despre cine este Iisus pentru tine. Cine este Iisus pentru tine? Așa cum în versetul 2 ne spune, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Trăim într-un întuneric tot mai dens. Trăim într-o lume care întoarce spatele lui Dumnezeu, o societate care redefinește toate lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu. Și iată că avem această veste bună. Răsare o lumină. Deci, în primul rând, Iisus Hristos este lumina. Amin. Vreau să te întreb în această seară, este Iisus Hristos lumina ta? Este Iisus Hristos Cel care te iluminează, Cel care te-a iluminat, care ți-a vorbit, care ți-a descoperit din cuvântul Său, care este voia Lui pentru viața ta? Este Iisus Hristos Cel care îți luminează gândurile, îți luminează vorbele, îți luminează intențiile, atitudinile, faptele, voința, întreaga ta ființă? Dacă da, acest lucru ar trebui să se vadă. Ar trebui să se vadă în viața noastră că într-adevăr l-avem pe Iisus ca lumină. Lumina este Hristos. Este Hristos lumina pentru tine? Amin? Amin, amin. În Efeseni 5:8 spune, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Dacă umblăm ca niște copii ai luminii, atunci oamenii vor putea spune că, într-adevăr, noi îl știm pe Iisus ca lumină. Și noi suntem lumină, de asemenea. Dacă Iisus Hristos este lumină pentru tine, atunci și noi suntem lumină. Și voi sunteți lumină. Dacă nu suntem lumină în vorbire, dacă nu suntem lumină la locul de muncă, dacă nu suntem lumină la școală, dacă nu suntem lumină pe stradă, atunci când conducem mașina, dacă nu suntem lumină în cercul de prieteni, dacă nu suntem lumină, atunci nu putem să spunem că Hristos pe care noi îl cunoaștem este lumină. Noi trebuie să răspândim lumină în această societate, în acest întuneric, în această beznă. Apoi în Matei, capitolul 5, versetul 14 la 16 spune, voi sunteți lumina lumii. Dacă Iisus este lumina lumii, acum Domnul Iisus spune către noi, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfernic. Și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin? Amin. 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 Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi haideți să ne uităm un pic, trecem de la versetul 2 la versetul 6 și 7. Să vedem ce spune textul. Ca să îl descoperim pe Iisus Hristos. Să vedem cine este Iisus Hristos pentru noi. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și prin neprihănire, de acum și în veci de veci.
Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Deci aici, din aceste versete, pe lângă faptul că Iisus este lumina, descoperim următorul lucru. Spune că și domnia va fi pe umărul Lui. Iisus este și Domn. El este un domn, este un rege care domnește peste ceva. Evanghelistul Matei ne prezintă în Evanghelia pe care a scris-o pe Iisus ca rege. Și dacă luați versetul cheie din Matei, care spune că o dați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci este o împărăție care are un rege. Și Evanghelistul Matei prevestește și spune despre Iisus Hristos și îl prezintă pe Iisus Hristos, de fapt, ca și rege al acestei împărății. El este împăratul. Întrebarea mea este în această seară. Este Domnul Iisus Hristos regele, împăratul tău? Pentru că El domnește, are o împărăție. Și această împărăție, așa cum este prezentată în Daniel, și vă aduceți aminte, Nebucadnezar visează acel vis. Și Daniel îl tălmăcește. Și în versetul 44 din capitolul 2 spune așa: dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită, când? Niciodată. Și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Deci este o împărăție care dăinuiește veșnic. Este o împărăție a cărui rege este Iisus. Întrebarea mea este, îl ai pe Iisus Hristos ca rege? Îl ai pe Iisus Hristos ca împărat? Dacă da, înseamnă că această împărăție locuiește în tine. Locuiește în inima ta. Această împărăție nu are numai un rege. Această împărăție are și o lege. Și aceasta este Scriptura. Dovada că tu l-ai pe Iisus Hristos ca rege și împărat este că tu împlinești Scriptura. Tu trăiești Sfânta Scriptură. În această împărăție noi suntem cetățeni. Dacă l-ai pe Iisus Hristos ca rege, ca împărat, înseamnă că ești cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Și nu este o împărăție, nu este un imperiu ca imperiul roman, nu este un imperiu ca imperiul grec, nu este un imperiu, dacă vreți, chiar ca și America. Este o împărăție mult mai puternică. Și această împărăție dăinuiește în veșnicie. Întrebarea mea este în această seară: ești cetățean acestei împărății? Dacă ești, bucură-te, și acest lucru ar trebui să se vadă. Ar trebui să strigați de bucurie și ar trebui să strigați amin, aleluia, slăvit să fie Domnul. Iar dacă nu ești, ai ocazia în această seară să te întorci la Domnul și să-L accepți pe El ca și împărat al tău, ca și rege al tău, ca și domn al tău. Vedeți astăzi, mulți creștini îl acceptă pe Hristos doar ca mântuitor. Sau le place de Crăciun că Iisus e un prunc. Și ce dulce Iisus! Și ce multe jucării aș aduce, și ce frumos e Iisus, și ce dulce, și ce blond, și îl descrie în fel și chip. Dar acest Iisus Hristos nu mai este copil. Acest Iisus Hristos este Domn și vrea să domnească în viața ta. Vedeți, creștinii, mulți creștini de astăzi îl acceptă pe Iisus Hristos doar ca și Mântuitor, dar nu îl acceptă ca și Domn. Vor ei să domnească în viața lor. Vor ei să ia deciziile în viața lor. Vor ei să-și conducă viața așa cum crede ei că este mai bine. Dar dacă l-ai pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta, atunci El este Cel care trăiește prin tine. Pentru că acolo spune în Galate că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și când Hristos trăiește în tine, atunci tu faci faptele, care nu sunt ale tale, ci sunt faptele lui Iisus Hristos. Și astfel biruiești lumea. Biruiești ispitele, biruiești păcatul, biruiești toate tațele de tot felul. Pentru că tu l-ai pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Oamenii, creștinii de astăzi, nu biruiește păcatul pentru că nu-L acceptă pe Iisus Hristos ca Domn, ca împărat a vieților. Doar Mântuitorul.
Au nevoie de Iisus doar să se știe că sunt mântuiți. Au nevoie de Iisus doar să știe că trece podul în rai. Dar ca să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu, trăiești o viață pe pământ. Și nu poți să trăiești această viață pe pământ și să ai garanția că ajungi în ceruri, fără ca Iisus Hristos să fie Domnul și Împăratul tău. Amin. Pentru că El te va purta spre veșnicie. Tu nu poți să te porți singur spre veșnicie. Nu ai această putere. Și nu poți să te mântuiești singur. Și nu poți de unul singur să duci mântuirea până la capăt. De aceea avem nevoie să lăsăm pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții noastre. În toate aspectele vieții noastre. Nu numai atunci când venim la biserică. Ci în viața de zi cu zi. Acolo unde avem de-a face cu oameni. Acolo unde avem de-a face cu diferite situații. Dumnezeu să fie Domnul nostru. Dumnezeu să fie Cel care ne poruncește și noi să ascultăm de poruncile Lui. Amin. În această împărăție în care domnește și Iisus Hristos este Împăratul, mai sunt și principii. Și la aceste principii, eu le spun de obicei, mecanisme spirituale. Și mulți oameni nu cred în aceste principii. Deci, lasă-mă cu principiile împărăției, principiile Bibliei. What is that? Sunt niște mecanisme spirituale, dragul meu, că le acceptăm, că nu le acceptăm, credem în ele sau nu credem în ele, ele funcționează. Și știți de ce? Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a pus. El este Cel care le-a pus aceste mecanisme spirituale. Dacă spune acolo să spui pâinea pe ape, nu după multă vreme, ce se va întâmpla? O vei găsi iarăși. Sunt niște mecanisme spirituale care Dumnezeu le-a lăsat și dacă le aplicăm în viața noastră, vom beneficia de ele, vom beneficia de acest Domn și Împărat care este Iisus Hristos în viața noastră. Dacă vei ierta, vei fi iertat, nu? Este plină Scriptura de principiile Împărăției lui Dumnezeu. Această împărăție care domnește veșnic, această împărăție care nu poate fi biruită de nimeni, nu poate fi cucerită de nicio altă împărăție. Suntem noi cetățeni ai Cerului, de Împărăția lui Dumnezeu? Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Apoi, tot din textul acesta, ni se spune că este minunat. Ce mi-a plăcut aici, când m-am dus în greacă să văd ce scrie, ce înseamnă cuvântul minunat, cuvântul greacă, e numele meu de familie și m-am bucurat tare mult. Peleh. Și se citește Pele. Neobișnuit. Adică ceva extraordinar. Ceva greu de înțeles. Ceva care creează uimire. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunățiilor. Când oamenii se uită la noi, vede în noi un Dumnezeu al minunățiilor? A splendorii? A extravaganței cerești? Adică a slavei, cu alte cuvinte, în termeni mai populari, a slavei lui Dumnezeu? Vede oamenii noi lucrul acesta? Este Iisus Hristos pentru tine Dumnezeul minunilor? Mărturisindu-i aceste minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, oamenilor din jur? Este Iisus Hristos pentru tine ceva extraordinar? Dacă este, înseamnă că atunci când mă întâlnesc cu tine, tu nu vei fi supărat. Tu vei fi plin de bucurie, chiar dacă treci prin necaz. Chiar dacă lacrimile îți va curge pe obraz. Tu vei vibra de bucurie pentru că Iisus pe care tu-L cunoști este unul splendid. Este minunat. He's wonderful. He's mighty. Și acest lucru trebuie să se vadă pe noi, că El este un Dumnezeu al minunilor, care a făcut minuni în viața noastră, a făcut minuni în familia noastră, a făcut minuni. Și El este așa de minunat. El este sfetnic, spune mai departe textul. În limba engleză sunt legate, spune minunat sfetnic. În limba română sunt separate, cu virgulă. Este sfetnic, adică sfătuitor. Este Domnul Iisus Hristos sfătuitorul tău? Principal? Primordial? Unde alergăm de prima dată când avem o întrebare? Atunci când trebuie să ne rezolvăm o problemă. Alergăm noi la Iisus Hristos? Sau alergăm la oameni prima dată? Alergăm la cunoștință, nu? Cunoștințele o să ne rezolve problema. Sau alergăm, ne punem pe genunchi și spunem, Doamne, am această problemă, vreau ca Tu să o rezolvi. Cine este sfătuitorul Tău? Cine este mentorul Tău? Este Iisus Hristos? Poți să spui că Iisus Hristos este mentorul tău? Este sfătuitorul tău? Apoi Iisus este mântuitorul meu.
Ni s-a născut un fiu, ni s-a dat, spune textul. Iisus Hristos a venit pentru noi. Nouă ni s-a dat. Deși nu meritam nimic. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. În Isaia 53, de la versetul 4 la 6, spune: totuși, El suferințe noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Deci pentru noi. Amin. Pentru noi. Atât de special suntem noi. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rânile Lui suntem tămăduiți. Noi, cine eram noi? Rătăceam cu toții ca niște oi. N-aveam păstor, oi fără păstor. Pentru că fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Apoi cine mai este Iisus? Este Iisus neprihănirea ta? Este Iisus neprihănirea mea? Roman 3:23 spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Este Iisus Hristos neprihănirea ta? Apoi, El este prietenul tău? El nu ne mai numește rob sau străin ai casei, ci numește prieten. Este Iisus Hristos prietenul tău? Cine este Iisus Hristos pentru tine? Is your friend? Este prietenul tău? În Ioan 15:15 spune: nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. Noi suntem acum prieteni al Domnului Iisus Hristos. Noi știm ce face stăpânul nostru. Noi știm ce face Iisus Hristos. Noi știm ce a făcut pentru noi. Noi știm ce avem de făcut noi în continuare. Pentru că El ne-a învățat. Pentru că El ne-a dat sfaturile și ne-a dat poruncile pe care trebuie să le urmăm în fiecare zi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? Amin. Apoi tot în textul acesta spune Dumnezeu tare. Este Iisus Hristos pentru tine un Dumnezeu tare? Și aici sensul este tare în înțelepciune și în putere. Îl consider tu pe Iisus Hristos cea mai înțeleaptă persoană pe care o cunoști în universul acesta? Sau tu cunoști alți înțelepți mai buni, mai deosebiți? Este Iisus Hristos un Dumnezeu tare? El este Cel atotputernic, așa cum îl descrie Sfânta Scriptură. Crezi tu că Dumnezeu, Iisus Hristos, poate să mute munții pentru tine? Amin. Poate să rezolve boala? Amin. Poate să facă o minune? Amin. Poate să te ajute la examen să treci și să iei licența? Să fii cap și nu coadă în societatea aceasta? Amin. Amin. De asemenea, El este apărătorul nostru sau avocatul nostru. În Isaia 49 spune: poate o femeie să uite copilul pe care alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelei ei? Dar chiar dacă l-am uitat totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Deci iată că El este și apărătorul nostru. Este avocatul nostru. Întrebarea mea este în această seară. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Este El avocatul tău? Este El apărătorul tău? Sau ai pe altcineva? Dumnezeu să ne vorbească în această seară. Pentru că El nu mai este avocatul nostru. El și se îngrijește de noi. În Psalmul 145 spune în felul următor: ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrană la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. El se și îngrijește de mine. Este Iisus Hristos Cel care se îngrijește de tine și de familia ta, de copiii tăi? Dă-i slavă lui Dumnezeu. Dacă nu, acceptă-L în această seară. Pentru că El se va îngriji de tine. El nu te va lăsa singur. El nu te va părăsi niciodată. Pentru că El este, în al patrulea rând, Părintele Veșnicilor. Adică El este de la început cu Dumnezeu Tatăl. El este Cel ce este. El a creat Universul. El este la fel ca și Tatăl.
Este un tată puternic care are grijă de ai lui. Apoi îi spune Domnul al păcii. El ne-a împăcat cu Tatăl. Roman 5:1 spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-a dat o nouă, ne-a dat și nouă o slujbă acum. El este Dumnezeul păcii. Ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl. Dar acum ne-a dat nouă această slujbă. Să împăcăm pe oameni cu Dumnezeu. Avem această slujbă a împăcării. Să-i aducem pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Să-i aducem pe oameni la Dumnezeu. Și Dumnezeu să lucreze în viața lor. Și Dumnezeu să lucreze la inima lor, să le schimbe mintea, să le schimbe inima și ei astfel să urmeze pe Iisus Hristos. Dragii mei, în încheiere, am să mă rezum la aceste cuvinte. Am vrut să mai spun și alte lucruri despre ceea ce Evanghelistul Ioan spune, cele 7 declarații ale Domnului Iisus Hristos când El se prezintă cine este. Eu sunt, și am numai să, am să le enumăr, eu sunt pâinea vieții. Este Iisus Hristos pâinea vieții pentru tine? Eu sunt lumina lumii. Eu sunt ușa oilor. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și a șaptea, eu sunt adevărata viță. Ești un viță? Ești un Hristos? Este Iisus Hristos pentru tine vița? Înseamnă că tu ești mărvița. În această seară, haide să, pentru că este sărbătoare și copiii au cântat așa de frumos și tinerii și toți ceilalți și fratele Bodoc, Domnul să o binecuvânteze. E o seară de bucurie, dar în același timp este și o seară de cercetare. Haideți să ne gândim, cine este Iisus Hristos pentru noi? Este doar o persoană la care ne închinăm duminica? Este doar Dumnezeul pe care îl luăm atunci când avem nevoie de El ca și un bagaj sau pe care îl luăm și după aia îl lăsăm? Cine este Iisus Hristos pentru noi? Mă rog ca Bunului Dumnezeu ca El să fie Domnul nostru. El să fie Mântuitorul nostru. El să fie Domnul păcii. El să fie minunat. El să fie Dumnezeu puternic, atotputernic. Dumnezeu al minunilor. Și El să ne conducă viața în fiecare zi. Și cu El să avem biruință în fiecare zi. Pentru că noi suntem slabi. Noi suntem neputincioși, suntem limitați. Dar dacă l-avem pe El în noi și El domnește în viața noastră, Apostolul Pavel spune că noi suntem mai mult decât biruitori.